Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, sper că sunteți pregătiți. Acum, sigur, s-a mai răcit un pic afară, numai bună vreme să ne așezăm în fața televizorului sau poate a calculatorului, în funcție de situație, și să ascultăm o poveste. Dacă mai există și gura sobei, atunci este și mai frumos, așa că, dragii mei prieteni, iubitori de povești, sper că sunteți pregătiți pentru povestea ce o voi spune în minutele următoare. Este o poveste de undeva de departe, din Marocul de demult, din vremurile în care împărații erau buni și drepți și iubitori de oameni și voiau să facă dreptate și să-i ajute pe oameni ori de câte ori aceștia aveau nevoie. Și așa spune povestea, că era odată de mult în Maroc un împărat foarte bun și drept și iubitor de oameni, dar pentru că nici măcar în vremurile acelea de demult nu mai umbla adevărul gol-goluț pe stradă, împăratului de multe ori îi plăcea să se deghizeze, să se îmbrace în haine sărăcăcioase de om simplu și să meargă prin împărăție pentru a-și cunoaște supușii, pentru a-i cunoaște pe oameni, a-i înțelege, a le asculta problemele, păsurile, nevoile. Așa s-a întâmplat și într-o bună zi în care împăratul, dis de dimineață, s-a costumat în haine sărăcăcioase și a început să meargă prin împărăție. Și a ajuns într-un cartier de oameni foarte nevoiași, foarte săraci și a umblat printre ei, a stat de vorbă cu mulți dintre ei, le-a ascultat păsurile, le-a înțeles problemele și nevoile, până când, la un moment dat, mergând împăratul așa spre seară, a auzit o voce de bărbat tânăr care cânta plin de veselie. Și împăratul s-a întrebat, oare cine o fi tânărul acesta care cântă atât de frumos și care e vesel într-un loc atât de sărăcăcios al oamenilor cu multe nevoi? Și a mers după sunetul pe care l-auzea și a ajuns într-adevăr la o casă foarte săracă și s-a uitat un pic pe fereastră și a văzut într-adevăr un bărbat tânăr care cânta din lăută. Și-a bătut la ușă și s-a lăsat tăcere. Tânărul i-a deschis ușa, poftim în casă, poftim la masă, a spus tânărul acesta. Te rog să mă ierți că am îndrăznit așa eu un necunoscut să bat la ușa ta, doar că cântai atât de frumos, cu atâta veselie și știi cum e, sărăcia aduce așa în inimile oamenilor de multe ori acreală, nu mai au oamenii chef de cânta, de dansa, de bucurat, dar te-am auzit pe tine cum cântai din toată inima și am vrut să văd cine ești. Ei, da, eu nu prea am așa treabă cu sărăcia, mie nu prea îmi pasă, știu că Dumnezeu are grijă de mine, așa că nu-mi fac foarte multe griji, mie îmi place să cânt din lăuta mea și iată, ce aici pe masă împart cu tine. Și când s-a uitat împăratul prin odaia sărăcăcioasă a tânărului, a văzut ordine în toate lucrurile puține ce se aflau acolo, curățenie, iar pe masă, într-o farfurie, un colț de pâine, câteva bucăți de brânză și o cană cu apă. Și tânărul i-a cântat împăratului, deghizat în om simplu, toată seara și a împărțit cu el puțină mâncare și împăratul l-a întrebat, dar ce faci tu? Cum îți câștigi existența? Eu sunt cizmar. Repar, curăț, lustruiesc încălțările oamenilor și la sfârșitul zilei, cu banii pe care îi câștig, uite, îmi cumpăr cele de alegurii pentru o zi. Bine, și a doua zi de dimineață, nu te gândești că într-o bună zi nu o să mai fii cizmar? E, nu mă gândesc eu atât de departe. Are Dumnezeu grijă de mine. Și l-a privit împăratul cu admirație. Poți să mai vin și mâine seară pe la tine? Da, sigur, ești binevenit oricând, prietene. Ușa casei mele îți este deschisă oricând. Și a plecat împăratul în seara aceea și gândindu-se la tânărul acesta care părea răbdător și cu credință în Dumnezeu, o să-l încerc, a spus împăratul. O să îi testez răbdarea și credința, să văd dacă o fi flământ, dacă nu mai avea slujba pe care o are, tot așa se va purta, tot așa bun, senin și încrezător va fi. Și a doua zi de dimineață,
împăratul a trimis slugile în întreaga împărăție să anunțe că cizmarii nu mai au voie să lucreze fără să primească o hârtie cu acordul împăratului pentru a lucra. Și când a auzit tânărul unele ca acestea, mai întâi s-a supărat, da, are vreun motiv și dacă stau supărat, ce o să fac? Trebuie să găsesc o soluție, și-a spus tânărul. Și în ziua aceea, toată ziua, a cărat apă de la fântână pentru oamenii care aveau nevoie de ajutor. Iar la sfârșitul zilei, cu bănuții pe care i-a primit, și-a luat cele de aleguri și-a mers acasă. Și când împăratul s-a dus la el seara și a bătut la ușă, a auzit la fel cântec de bucurie, a văzut pe masă o mâncare sărăcăcioasă. Dar ce mai faci, prietene? Cum ți-ai petrecut ziua? L-a întrebat împăratul. Păi, cum să mi-o petrec? Astăzi n-am mai putut să fiu cizmar, pentru că împăratul a dat un ordin. Nu mai pot să fiu cizmar fără un acord semnat de el și apoi e complicat să-l obții. Așa că toată ziua am cărat apă celor care aveau nevoie și iată, mâncarea am pe masă, lăuta mi-e aproape și sunt la fel de încrezător că Dumnezeu este lângă mine. Păi și dacă mâine n-o să mai poți să care apă? E, prietene, îți faci prea multe probleme. Dumnezeu are întotdeauna grijă. Au stat împreună, au povestit, tânărul a cântat cu aceeași bucurie și a plecat împăratul târziu noapte. A doua zi, slugile împăratului au anunțat în împărăție că nu mai este voie de acum ca altcineva să care apă pentru cei ce au nevoie. Fiecare să se ducă să-și ia apă de la fântână când are nevoie și cât are nevoie. Și apoi tânărul a stat, s-a gândit și a plecat în pădure la tăiat lemne. Și seara nu doar că a câștigat și câțiva bănuți, dar a venit și cu câteva lemne bune de foc acasă. Și când i-a sosit prietenul la ușă, l-a auzit cântând cu foc și cu aceeași bucurie. Dar ce mai faci, prietene, astăzi cum ți-ai petrecut ziua? E, astăzi n-am mai putut să car apă. Da, împăratul a dat un ordin că nu mai poate cineva să care apă pentru altcineva. Fiecare să-și aducă atât cât are nevoie. Păi și ce ai făcut? Păi, m-am dus în pădure, am tăiat lemne, am vândut din ele, iată am și eu aici o grămadă de lemne. Păi și dacă mâine n-o să mai poți să tai lemne? E, îți faci prea multe griji. Eu nu stau să mă gândesc la problemele astea regești, ce mai spune împăratul, la... Eu am încredere în Dumnezeu că va fi bine. A doua zi, dis de dimineață, au anunțat slugile împăratului că toți tăietorii de lemne sunt luați la oaste. Așa că tânărul s-a dus la palat. A primit uniformă, chipiu verde și o sabie din oțel, cu teacă de argint și cu un mâner din lemn parfumat, sculptat. Și tânărul a mărșăluit toată ziua. Acolo unde i s-a spus să stea de pază, el a stat de pază. Iar seara s-a dus să își ia simbria. Apoi nu știi? Împăratul a dat un ordin că simbria nu se plătește decât o dată pe săptămână. A, o dată pe săptămână? Bine, a spus tânărul cam încurcat, gândindu-se ce o să facă. Cum o să trăiască el o săptămână întreagă fără niciun ban în buzunar? Și mergând el așa pe drum, i-a venit o idee, s-a dus acasă. A luat o bucată din lemnul adus din pădure și a sculptat o sabie din lemn identică cu cea din oțel. Și apoi până la urmă și-a spus tânărul, cine are nevoie de sabie în vreme de pace? Nici n-ai fi zis, pentru că mânerul de lemn era identic cu cel al sabiei de oțel, așa că atunci când a băgat-o în teacă, nimeni n-ar fi știut că el nu are sabia primită. Iar sabia primită a fost dusă în piață la amanet, a făcut rost tânărul de bani și și-a luat de aleguri cum n-a avut el niciodată până atunci. Așa că în seara aceea, când împăratul i-a bătut la ușă, deghizat în hainele lui de om sărac, l-a primit tânărul cu bucurie, bine ai venit, prietene! Și când a intrat în casă, a văzut pe masă
un ospăț adevărat. Dar ce ți s-a întâmplat astăzi? Cum a fost ziua ta? Păi să vezi, de astăzi am intrat în oastea împăratului, doar că nu mi-a plătit simbrie, știi, se dă o dată pe săptămână. Păi și ce ai făcut? Cum de ai bunătățile astea pe masă? Păi gândește-te, cine are nevoie de sabie în vreme de pace? Am dus sabia la amanet și până îi face rost de bani, o să stea acolo. Între timp, mi-am făcut o sabie din lemn, nimeni n-are cum să știe. Și iată, te primesc la ospățul meu. Și cântecele de bucurie și de optimism au răsunat mai frumoase ca niciodată în seara aceea. A doua zi însă, tânărul a fost chemat în fața împăratului. Pentru că ești gardian nou aici la palat, iată, omul acesta este un tâlhar care a furat, a mințit și a lovit. Iar tu astăzi va trebui să-l execuți. Tu-l vei decapita. Măria ta, dar eu n-am omorât în viața mea nicio furnică. Acesta nu este un răspuns. Fiind nou aici, trebuie să-ți demonstrezi loialitatea față de împărat. Așa că pregătește-te pentru execuția lui. Tânărul, în mintea lui, se întreba, Doamne, acum ce o să fac? Cum să omor eu un om nevinovat? Cum să omor un om? Și apoi n-am nici cu ce, s-a gândit tânărul. Măria ta, pentru că eu n-am omorât niciodată pe cineva și am nevoie de un timp să mă pot aduna și să mă pot liniști, te rog, lasă-mă să mă retrag câteva minute să mă gândesc și să mă liniștesc. Și s-a retras tânărul pentru câteva minute, timp în care s-au pregătit toate cele pentru execuție, eșafodul era pregătit, mulțime de oameni s-a adunat să asiste la această execuție și apoi tânărul a urcat pe eșafod lângă omul ce urma să fie pedepsit și a spus, Doamne, trebuie să omor un om împotriva voinței mele. În viața mea n-am ucis un om și nu știu dacă este drept înaintea ta să fac sau nu acest lucru. Dar, Doamne, dacă este drept, fă ca omul acesta să moară din prima lovitură, să nu simtă nimic. Dar dacă omul acesta, Doamne, este nevinovat, fă ca atunci când voi scoate sabia să fie o sabie de lemn care să nu-l rănească pe omul acesta. Și mulțimea toată în tăcere a urmărit momentul în care tânărul scotea încet sabia din teacă și, minune, era o sabie din lemn. Așa că omul n-a mai fost ucis. Oamenii s-au dispersat, tânărul a fost chemat înapoi înaintea împăratului care a coborât de pe tronul său. A început să râdă cu poftă, l-a îmbrățișat pe tânărul acesta și i-a spus, eu am fost bărbatul care în fiecare seară am venit în casa ta. Și am venit pentru că mi-am dat seama că am ce învăța de la tine și ai dovedit astăzi răbdare, credință, curaj, bunătate și pentru toate acestea te opresc aici, să-mi fii mie sfetnic. Căci un împărat are nevoie și de zâmbet, și de înțelepciune, și de sfaturile cele bune. Și uite așa, prieteni, cu răbdare, credință, înțelepciune, le-a răzbit tânărul pe toate. Și dacă v-a plăcut această poveste foarte frumoasă din punctul meu de vedere și dacă ați înțeles mesajul poveștii, știți, prieteni, vă aștept să-mi trimiteți la rândul vostru un mesaj la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Pe curând, dragii mei! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!